Redeschidem cartea Sfântă Biblia, la Evanghelia după Matei, capitolul 15, de la versetul 21 până la versetul 28 inclusiv. Pagina în versiunea Dumitru Crinelescu a Bibliei 941. Matei 15, de la versetul 21. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat săruitor, dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței ei mănâncă frimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și ca ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Este o bucurie pentru mine să fiu cu dumneavoastră în această seară, să revăd pe fratele păstor Nelu Filip cu care colaborăm în România, în Departamentul de Tineret al Cultului Pentecostal. Mă bucur să vă cunosc pe dumneavoastră ca biserică. Suntem aici pentru aproximativ o săptămână, suntem cazați la Unchim, la Unchiu și la Mătușa, la fratele Vasile, nechivor sora Ana Maria, care sunt cu noi în această seară, și fratele pastor Vasile Bojor din Cluj-Napoca, pastorul coordonator, înainte să plecăm în ultima marți în care a fost slujba la Betania, ne-a chemat în față să se roage biserica și dumnealor pentru noi, încredințându-ne în brațul lui Dumnezeu, rugându-ne ca pe oriunde mergem să transmitem salutul bisericii Penticostale Betania din Cluj-Napoca, Maranata. Domnul nostru vine. Slăvit să fie numele Domnului care vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și o lumină puternică, se spunea deja la timpul de rugăciune. Sunt acolo pe bancă, am cerut de la Dumnezeu care este cuvântul pe care vreau să-l transmit în această seară, mai întâi pentru mine, pentru familia mea și apoi pentru fiecare dintre noi care ascultăm cuvântul Domnului. Și aici m-a călăuzit Duhul Sfânt. Ascultați ce zice Domnul Iisus. facă se cum voiești. Ce ai zice dacă la final de slujbă în seara asta ai auzit vocea Mântuitorului care îți zice exact cum te-ai rugat, așa o să fac. Ai vrea? Mergea un mai tare aici. Ai vrea? Cum să nu vrei? Să vină Dumnezeu care ține lucrarea care există, cum se spunea în Psalmul 19, soarele, luna, stelele, galaxiile, miliarde și miliarde de stele. Cel care nu poate fi cuprins de cerurile cerurilor, cel care este a tot adică ține tot ce există. Dacă suntem în această seară aici, să știți că este datorită Domnului Isus Hristos. El ne-a ținut suflarea, viața, mișcarea, toate lucrurile. Este cineva aici care recunoaște că Domnul a fost cu el, să ridice o mână sus. Da, Domnul a fost cu noi, a fost prezent lângă casele noastre. Și uitați-vă, cel ce ține suflarea oricărui trup omenesc și chiar a tuturor animalelor care există, cel ce ține întreaga natură în ființă, să se oprească în dreptul dumitale. Să se oprească în dreptul tău dacă ești mai tânăr. Și să ți spună în seara asta exact cum te rugat. Exact așa o să fac. Foarte mulți oameni se roagă și spun: De ce nu răspunde Dumnezeu? De ce nu vrea Dumnezeu să facă cum vreau eu? O să vedem în seara asta de ce. Pentru că foarte mulți oameni vor să facă cum vor ei, pentru că a spunea Apostolul ca să adune, ca să îngrămădească păcat după păcat, nu ca să fie pe placul lui Dumnezeu. Aș vrea să observăm în această seară că nu din prima Domnul Iisus Hristos i-a spus femeii, facă-ți-se cum voiești. A existat un proces prin care a trecut femeia aceasta. Nu la prima rugăciune, nu la prima abordare a Mântuitorului i-a și spus Iisus, Facă-ți-se cum voiești. Nu. Cum să ne închinăm? Cum să-L abordăm pe Isus Hristos? Cum să ne rugăm? Cum să stăm în prezența Lui Dumnezeu de așa maniere încât Domnul să zică, da, facă-ți-se cum voiești. E o întrebare retorică dacă este vreun om aici care vrea să fie ascultate rugăciunile, Că dacă n-ai vrea să te asculte Domnul, nici măcar nu te-ai ruga. Orice om vrea să-i fie ascultate rugăciunile. Dar cum să ne rugăm? În așa fel încât Domnul, Domnul Isus, Creatorul Cerului și al Pământului, să se uite în dreptul tău, în dreptul meu, și să zică, da, facă-ți-se cum voiești. O să ne uităm la această femeie și o să observăm că a fost o femeie defavorizată. Din perspectiva ebraică, ea n-avea voie să intre în interferență directă cu Mântuitorul. Din perspectiva conaționalilor ei, ea n-ar fi avut niciodată acces între evrei pur sânge. Uitați-vă ce spune Biblia. Iisus, după ce a plecat de acolo din ținutul anterior, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Sunt două regiuni răufamate. În regiunile astea au fost deportați oameni care nu erau din spița ebraică, care nu meritau să fie favorizați de Dumnezeu. Până și Mântuitorul le zice, n-am venit la voi. Voi nu sunteți dintre oile pierdute ale casei lui Israel. Voi sunteți departe. Voi nu aveți acces ca alții. Și de aici învățăm, dragii mei, că indiferent câte minusuri am avea în viață, indiferent câte multe probleme au generat cineva dintre cei de-ai noștri, la Isus avem acces direct. Slăvit să fie Domnul Isus. Societatea vrea să pună tot felul de sisteme pe noi care să ne încorseteze. Societatea pune ca un clopot pe viața noastră și se așează pe noi și zice tu nu poți pentru că, tu nu poți pentru că, tu nu poți pentru că, tu nu reușești din cauza asta, tu nu ai favoruri în fața lui Dumnezeu, tu nu meriți îndurările Domnului. Tu ai avut pecutare în familia ta, pecutare în neamul tău, tatăl tău, mama ta, bunicii tăi, nepoții tăi, copiii tăi. Și o grămadă de sisteme din lumea asta vor să ne spună nouă că noi nu avem acces la Hristos. Fals! Dacă ești cel mai rău om din istorie, ai acces direct la Domnul Isus. Dacă tot neamul zice despre tine, tu nu mai meriți în durările Domnului. Dacă oamenii te etichetează și pun așa un stigmat pe viața ta și spun nu meriți, nu poți, nu știi, n-ai favoare, n-ai onoare, nici măcar nu poți să ai argumente datorită cărora să te asculte Hristos. Nu-i băga în seamă. Așa vorbesc oamenii. Oamenii au interesele lor. dacă interesele lor nu potrivesc cu deciziile tale, cu dorințele tale, chiar dacă sunt corecte, au tendința să te arunce în debarat, dispare. Tu nu meriți. Mă mir de ucenici că până și ucenicii au zis, deodată drumul. Nu au zis, vindecă-o. Nu au zis, cheamă pe fică să să fie eliberată de sub posesiuni demonici. Au zis, dai drumul. Uneori și oamenii lui Dumnezeu n-au o reacție perfectă, compatibilă cu varul lui Dumnezeu. Vă amintiți de preotul Eli? O femeie disperată a intrat în templu și a zis, atât de mare este și adâncă durerea mea încât nu mai pot rosti vorbe în rugăciune. Doar lacrimile mele sunt dovada faptului că le iubesc pe Dumnezeu. Cuvintele mele nu se pot duce până la capăt, rămân doar pe buze, își mișca buzele, zice Biblia. Înțepată până mă oaselor. De fiecare dată când trebuia să se închine, era înțepată. Degeaba bărbatul ei, Elcana, îi spunea, eu nu prețuiesc mai, decât, mai mult pentru tine decât 10 copii, Dragilor, aici deschid o paranteză. Prețuiți-vă partenerul de viață. Amin. Prețuiți-l. Prețuiți-o. E darul lui Dumnezeu. Nu ziceți, dacă nu, nu. Dacă nu reușește, dacă nu, e atât de performant. Dacă nu ajunge la targetul pe care și l-a fixat luna asta, anul ăsta, acești ultimii 10 ani, greșit, dar și atunci când nimeni din jurul tău nu te mai pricepe, și atunci când problema ta e atât de mare, încât nu poți să o împărtășești nimănui, și mergi la Dumnezeu. Și când oamenii spirituali vin și spun, până când continui să fii tormentată, e sub influența alcoolului femeie. Nu vezi că toți au plecat, tu rămâi aici? Când oamenii nu pricep durerea ta, am să-ți transmit un mesaj bazat pe cartea asta numită Biblia. Hristos te înțelege. Domnul Iisus Hristos e prezent lângă durerea ta. Nu-ți schimba obiectivul rugăciunilor tale. Nu-ți muta focusul de pe Iisus Hristos. Ești tentat să te uiți la oameni, da. Asta e pentru fiecare dintre noi o ispită. Nu te uiți la oameni. uite te la Dumnezeu. Și zice ce iubesc pe femeia asta și de ce Scriptura o privește pozitiv? Știți că la singura persoană care s-a rugat înspre Isus. Doar ei a zis, Domnul, o femeie. Se ca un suspin la superlativ. Ca și cum ar fi zis, extraordinară femeie. Mare este credința ta. N-ai diplome, n-ai bani, n-ai proprietăți, n-ai nimic care să fie favorabil, n-ai zestră ebraică, n-ai prieteni, n-ai preoți, n-ai relații, n-ai pe nimeni. Dar nu uita, femeie, tu ai, tu ai ce este mai prețios. Tu ai o credință reală în Dumnezeu. Și zice un vers de poezie, dacă n-ai pierdut credința, frate, soră, n-ai pierdut nimic. Credința este foarte prețioasă în fața lui Dumnezeu. Cum a reușit femeia asta să se roage de așa maniere încât Hristos să-i spună, facă ți se cum voiești. În primul rând, femeia aceasta a avut o privire corectă. L-a privit pe Iisus. Biblia zice, iată că o femeie cananeancă, sirofeniciană, spune o altă evanghelie, a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Nu știm de unde a auzit femeia aceasta despre Isus. Avem dovezi că cineva a mers să o evangelizeze. nu. Este pentru prima dată când Domnul Isus Hristos intră în ținutul tirului și a Sidonului nu știu cine a spus ceva despre Isus. Și nici măcar nu i-a prezentat o evanghelie completă sau o teologie cu acuratețe. Atât știa despre Isus că e Domnul și că e Fiul lui David. Probabil cineva i-a spus bărbatul acesta că se apropie de un orb și îl vede în șans. Îi spune numele meu să încep să vezi. Și la cuvintele omului acestuia, orbi încep să vadă, slăvit să fie numele lui. Să vii să fie în numele Lui. Probabil altcineva i-a spus că au existat niște surzi. Știu eu sigur că am vorbit, am încercat să vorbesc cu ei și am reușit doar prin semne. Și s-a apropiat de timpanele lor care erau blocate. Aparatele lor auditive nu funcționau. Și-a pus el degetele în urechile lor. Și surzii au început să audă. Aliluia Domnul Isus. Am văzut slăbănogi, oameni paralizați care aveau mușchi atrofiați și care nu aveau nicio perspectivă, nicio soluție. De zeci de ani erau mutați de pe o parte pe alta. Pe tot corpul lor erau răni, răni adânci, care cel mai probabil pureau durere peste durere. Și când s-a apropiat Nazareneanul acesta, bărbatul acesta, Iisus, și a zis slăbănogului, ridică spatul și du-te, tu te acasă. S-a ridicat paralizatul? Da, s-a ridicat. Păi cum? Că era dependent de targă. Fosta lui dependență a fost transformată într-un mișloc prin care să se vadă slava lui Dumnezeu. Dar până atunci depindea de targă. El trebuia să fie așezat pe targă, dar de atunci targa depindea de el. Dacă mai sunt lucruri de care depinzi, frate și soră, și nu sunt lucruri sfinte ale Lui Hristos, fie ca orice dependență să plece în numele Lui Iisus Hristos, transformă dependența ta să fii un om care să nu mai depinzi de anumite lucruri, de anumite persoane, să depindem doar de Domnul Iisus Hristos, doar de Domnul Iisus Hristos, înălțat să fie în numele Lui. Și dacă depindeam de altceva, din momentul în care vorbim cu Isus în seara aceasta, acel lucru de care am depins se depinde de noi. Amin. Nu jobul să ne facă nouă programul pentru Biserică. Nu banii să fie mai importanți decât Hristos. Nu prioritățile pământului să fie mult mai importante decât prioritățile cerului. Hristos trebuie să fie cel mai important. Hristos trebuie să fie cel mai important. Lăudați să fie numele Lui. Femeia aceasta putea să meargă la medici. Putea să zic că mă duc la niște psihologi, la niște psihoterapeuți, caut soluții în aparate medicale, mă duc să iau rețete, medicamente, toate sunt foarte bune, dar până la o limită. Medicamentele nu scot demonii. Cine poate să scoată demonii din oameni este singurul Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, înălțat să fie în numele Lui. Și nu există demon la care să-i poruncească Hristos să iasă afară dintr-un om și să îi se împotrivească. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, rege peste demoni, înălțat să fie în numele Lui. Femeia aceasta a zis, am o problemă gravă. Și în loc să caut o soluție la un preot, în loc să mă duc la un cărturar, în loc să mă duc la un aprod, în loc să caut soluție la nivelul pământului, ridic privirea de la pământ, mă duc la Nazareneanul Iisus Hristos. O privire corectă. De prea multe ori ne uităm prea mult la pământ. Prea mult căutăm soluția la nivel orizontal. Și Domnul zice, mai ai, mai ai soluții? Mai ai variante? Dicem, Doamne, dacă nu merge varianta A, mergem pe B. Dacă nu merge B, mergem pe C, pe D, pe E, F, G și aproape că ajunge până la Z. De variante avem noi. Și Domnul zice, mai ai variante? Nu, când ți le epuizezi și când vii la mine cu adevărat, abia atunci intervin. Scutați ce zice Biblia. A început să strige către el. De ce nu mergi la un sfânt ca Petru? De ce nu mergi la Andrei? De ce nu cauți pe Sfânta Marie, domnule? Femeie! Vorbește ca de la femeie la femeie. Vorbește cu mama Domnului care avea cumva un acces mai rapid. Nu, 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 nu. O privire corectă. Femeia asta a zis eu, vreau pe Domnul Isus. Pe mine mă interesează rugăciunile mele să ajungă direct la Domnul Isus. Tu fruntaș al sigur, unul dintre cei cinci foarte proeminent, tu cum la abordezi pe Mântuitorul? Fica ta de 12 ani te-a uitat la ea, ai pus mâna la puls și realizezi că e aproape să moară, trage să moară. mare câteva ore de viață cel mult. Care e soluția? Păi în primul rând o să caut tot felul de sisteme medicale și religioase. Vă imaginați că el n-avea posibilități și că n-ar fi apelat la soluții medicale. Dar sunt perioade de timp în viața noastră în care nimic nu merge. Asta e un semn mută-ți privirea de pe oameni spre Domnul Isus. Ascultați cum reacționează acest bărbat, spune Biblia. După ce a trecut Isus iarăși de cealaltă parte cu corabia, Marcu 5 cu 21, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul, s-a aruncat la picioarele lui. Și a făcut următoarea rugăminte săruitoare. Fetița mea, trage să moară. Rogu-te, vino, de pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Ce credință ai, fruntașule? Ce știi tu despre Iisus Hristos? Eu am credință, dacă ajunge Iisus Hristos la noi acasă, fata asta care e dependentă de jocuri video, de videocet, de imoralitate, de pornografie, de masturbare. Fata asta care de la 12 ani are anturaje periculoase. Fata asta care începe să aibă o stare de răzvătire, de angoasă, de depresie și a cumpărat medicamente și le-a pus în sertarul o 4 din 5. Fata asta care s-a îndepărtat de părinți. Fata asta care îl dă ignor la bunici, la toți, nu vrea să mai audă de nimeni. Fata asta care trage să moară. E mai aproape de moarte decât de viață. Eu am o convingere, zice bărbatul ăsta. Dacă la noi în cameră dacă în camera fetiței noastre va intra Iisus, când Iisus își pune mâinile peste ea și trăiește și o să fie și sănătoasă. Foarte mulți oameni doar trăiesc. Funcționează, sunt vizibili, sunt funcționali. Merg la locurile de muncă, dar nu sunt sănătos spiritual. O, oh, mă rog ca Duhului Dumnezeu să cerceteze ființele noastre. Mă rog ca prezența Domnului să intre în camera ta, a copilului tău. Mă rog ca Duhul Dumnezeu să intre acolo. Poate cineva din casa ta, unul dintre copiii tăi a fugit de acasă. Nu mai vrea să aud de Dumnezeu, de rai, de biserică, de împărăția lui Dumnezeu. Oricât de departe a fugit. Și dacă a ajuns departe, la zeci de mii de kilometri, mâinile Mântuitorului pot să intre în camera lui. Pot să intre în camera ei și pot să readucă viața. Lăudat să fie numele Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. Pentru ca marele rege să se oprească în drum, în dreptul ființei noastre. Pentru ca marele rege în seara asta să vină la noi și să ne spună, da, facă ți ce cum dorești. Să se întoarcă fica ta înapoi la Domnul. Să se întoarcă băiatul tău înapoi la Hristos. Să se oprească din alcool, din tutun, din imoralitate, din droguri, din răutăți, din ranchiune, din resentimente. Să dispară bârfa din casa ta. Să revină puterea lui Dumnezeu. Ca să se întâmple asta, trebuie să privești corect. Bărbatul să ei, a zis, la picioarele lui. Îi fac următoarea rugăminte străluitoare. Mă doar inima în piezi ce vorba de asta. Nu te tem, omule bun, o să par la știi! Pe prima pagină super a primului ziar, cel mai important, mass media, transmisie live, dacă era actualmente. Totul se întâmplă, te faci de minune. Cum vorbești despre fica ta că moare? Nu mă interesează ce zic oamenii. Mi-am mutat privirile de la părerile oamenilor pe prea mulți dintre noi, părerile oamenilor ne cam nenorocesc. Știți că sunt oameni care nu mai vin la biserici pentru că se gândesc ce o să zică alții. Dar chiar așa crezi că de mult îi interesează pe ei de tine. Două, trei zile povestesc, apoi se sting poveștile -se. Pe noi ar trebui să ne intereseze ce zice Domnul Isus, ce zice Cartea Sfântă Biblia despre noi, care este opinia lui Dumnezeu, care ar trebui să devină principiul vieții noastre. Ce frumos! La prima rugăciune a unui bărbat pe nume Iair, Hristos, se întoarce din agenda lui, din drumul lui, din acea stare în care mergea, să nu credeți că nu avea ce să facă cu timpul. Avea totul programat, se întoarce și zice, uite, vin la tine acasă. întoarcem la femeia care neancă. Nu ți-e rușine femeie să zici că fiica ta un drac? Dacă era pentru și știți cum zicea fraților, am o cauză. Nu știe Domnul. În plen, nu-i doar Iisus prezent, îți prezent și ucenicii Lui. Marea masă de oameni care îl îmbulzesc pe Mântuitorul, toți sunt cu urechile ciulite, ce o să se întâmple? Și o femeie strigă cu decibeli mulți și zice, ai milă de mine? Dar n-ai nevoie doar fi ca ta să fie atinsă. De ce te rogi pentru tine? Pentru că, dragii mei, rugăciunea corectă e o rugăciune personală. Amin. Amin. Avem o cauză pentru casa noastră, în primul rând trebuie să mă rog pentru mine. În primul să am o relație personală corectă cu Dumnezeu. În primul rând să țin strâns legat de Domnul, să mă intereseze ca Domnul să-mi vorbească, Domnul să mă atingă, Domnul să fie prezent lângă mine, Domnul să -mi vorbească prin Biblie, prin rugăciune, prin post, prin prezența mea la biserică. Personal trebuie să-L caut pe Domnul, amin? Lăudați să fie numele Domnului! Lăudați să fie în numele Domnului! Prea mulți oameni ne trimit mesaje și spun, pastore, roagă-te pentru mine! Și tu ce faci? Eu dorm, eu fluie, eu pierd timpul. Mă rog, dar roagă-te și tu. Știți o cântare care spune rugăciunea mamei mele? Nu este de sus eu, trebuie să mă rog. Roagă-te personal. Femeia asta are o privire corectă spre Isus și spune, în primul rând, ai milă de mine. Am multe probleme. Am multe motive care să ceară mila ta. Și vreau să-ți mai spun ceva fica mea. Uitați-vă cât de detaliat se roagă. Fica mea este muncită. Nu zice că are așa o perturbare, are așa din când în când o o reacție dezechilibrată, mai mai scapă și ea săraca. Nu, 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 nu. este muncită. Și zice rău. Nu puțin. Nu e o muncire de -aia așa temporară, e muncită rău. De cine? De un drag. Câtă stare de corectitudine, cât de specifică este femeia azi? A fi muncit înseamnă, efectiv, mă, o macină, domnule, nu are stare, domnule, nu poate să stea locului. Are anumite reacții, are gânduri suicidale, are momente de dezechilibru, are stări de panică, de strigă, te vrea să-ți facă nu știu ce. E muncită, domnule, și e muncită rău. Ucenicii săracii, spune versetul 24, Chiar Doștei s-au apropiat de Isus. Și nu-i suficient să te apropii de Isus, vedeți? Apoi, l-au rugat stăruitor. Nu-i suficient să te rogi stăruitor. Că se pare că ucenicilor domnul nu le-a răspuns. Paradoxal, răspunde la o femeie din stradă care se roagă corect, care privește corect problema și la ucenicii ăștia care zi noapte cu el? Nu. Pentru că Isus nu răspunde doar prin faptul că sunt la biserică. Trebuie să am o privire corectă despre planul lui Dumnezeu. Amin? Luminează-ne, Doamne. Arată-ne voia Ta, voia Ta suverană, perfectă. Să pricepem care e planul Tău cu privire la o cauză. Și în conformitate cu planul Tău să-ți cerem. Și atunci ne dai. Amin? Lucrează, Doamne. Dă-i drumul, zic ucenicii, că strigă după noi, săraci. Parcă vă pentru cum să o de praf. Andrei, reprez, bă, ce importantă-s. Dintr-o dată strigă cineva după mine. Stai, stai, cu minte Relaxează-te, revinoți. Nu strică după tine. Nici după Petru, nici după Andrei, nici după Ioan, nici după Bartolomeu, nici după Filip, nici după Toma. Nu striga după ei. Pentru că, dragii mei, niciun om nu are nevoie de oameni. Noi toți oameni avem nevoie de Isus. Avem nevoie de Domnul. Și când ai o cauză, nu o spune oricui, cel mult dacă e o problemă pastorală, dacă e un păcat, tu te la un pastor, la pastorul tău preferabil, du te la un prezbiter și în prezența unui slujitor mărturisește păcatul tot Domnului. Nu vorbi cu oricine despre problema ta. Nu. Când e un păcat personal, tu te trebuie la Domnul. Dacă nu reușești, caut un slujitor. Dar slujitorul niciodată nu e locuitorul lui Dumnezeu. Tu nu te duci la el că el iartă păcatele. Tu te duci la el pentru că Biblia spune mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprigănit. Aleluia lui Dumnezeu. Dar nu uitați neprigănit și apoi fierbinte. Și apoi M-aș fi așteptat ca la o astfel de rugăciune să spune Iisus, faceți-i coloar. Hai să intre. Repede, aduce-o să repede. Bodigazii mei, hai. Luați-o pe sus, repede să vină. Nu, nu, șocant. Pesetul 23 spune, El, adică Iisus, nu i-a răspuns nici un cuvânt. Nu s-a rugat corect? Nu s-a rugat spre destinația corectă? N-a avut o destinație clară? Destinatarul rugăciunilor ei n-a fost unul care trebuia să fie, adică Iisus? Ba da, ce faci, Doamne? El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Nu te întreb dacă ai, ci doar îți amintesc. Îți amintești de momentele care te-ai rugat și n-ai auzit niciun răspuns? Și poate te de ani, de luni, de zeci de ani. Știu mame care se roagă de peste 20 de ani pentru firii spitori. Și niciun răspuns. Ce frate, n-am primit niciun mesaj profetic. N-am primit niciun răspuns. Și culmea, în timp ce mă rog, în loc să se rezolve problema, se agravează problema. E mai adâncă problema mea. Mai neascultător e copilul. Mai neascultătoare e fica. Mai departe a coborât pe trepte spirituale. Mai adânc e păcatul în viața lui sau în viața ei. Mai mult îl ignoră pe Dumnezeu. Mai mult își bate joc de lucrarea Domnului. Niciun răspuns. Ce faci când taci Iisus? Dacă tace Petru, poate vorbește Ioan. Dacă tace Andrei, poate vorbește Bartolomeu. Dar când tace Iisus, în mod normal n-ar trebui să mai vorbească nimeni. Amin? Dacă tace Iisus și ucenicii lui ar trebui să tac. Învață-mă să tac, să știu când să vorbesc și când să tacă voia ta, să o fac întotdeauna. Cum reacționezi? Femeia aceasta spune Biblia, când a văzut că Iisus tace, când a văzut că ucenicii intervin cumva ca și un fel de intermediar, ascultați ce spune Biblia. Ea nu s-a oprit din rugăciunile ei, dar El, Domnul Isus, răspunde în plen și parcă răspunde ucenicilor, dar de fapt el se spune femei. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. După ce prima dată Iisus Hristos tace, când își deschide gura și, și zice eu, apoi zice eu, nu. Păi Doamne, dacă tot ai început să vorbești la cauza mea, de ce nu-mi zici da? Eu, nu. Cum reacționezi femeie? Mai mult, iar Domnul Iisus Hristos zice, fii atentă, tu nu ești în echipa oamenilor pentru care am venit din cer. Eu am venit cu predilecție spre poporul evreu. Eu am venit la ei Eu sunt trimis la oile pierdute ale casei lui Israel. Tu nu meriți. Tu nu ești în tagma lor. Eu nu sunt pentru tine. Te mi rugat dacă Iisus Hristos ți-ar zice seara asta. Eu n-am venit în o biserică pentru tine. După ce te-ai rugat mult să n-auzi niciun cuvânt și când altcineva dintre ucenicii lui, apropiația lui, intervine pentru tine, să zică Iisus, eu N-am venit pentru tine la biserică. Pe garantat, ne-am supărat tare și am plecat acasă, nu? Ce predicator este Iisus Hristos? Ce abordare e asta? Ce gentilețe e asta? Ce reacție e asta, Iisus? Eu nu prea pricep. Femeia nu renunț. Ascultați ce facem în versetul 25. Dar ea zice Biblia. A venit Înainte era departe. Și de ce știu că era departe? Pentru că trebuia să strige. N-avea acces la acel anturaj apropiat al Mântuitorului. N-avea acces direct pentru că ea era sirofericiană și toți trebuia să-i spună, exit, ieși afară, dispar, tu nu meriți. Când Isus tace, ea nu se oprește. Când ucenicii intervin și Iisus zice, eu n-am venit pentru tine, în loc să zică -a femeia aceasta, dau câțiva pași mai în spate, nu? Mă retrag. Femeia asta vine un pic mai aproape. Și zice, Iisuse, nu doar că te privesc corect, în al doilea rând, femeia asta se prăbușește. Versetul 25 spune, I s-a închinat. Realizați, dragii mei, că a fost departe, a fost acolo în afara mulțimii, a fost fără, fără, acces la Mântuitorul. Și când o respinge Mântuitorul, vine mai aproape. Și doar că vine mai aproape, în îngenunchează. I se închină. Se închină lui Dumnezeu că răspunsurile lui sunt nefavorabile. Pe o grămadă de cenușă stă un bărbat pe nume Iov. Unul dintre cei mai mari businessmen dintre fire săritului. Biblia prezintă în carte care îi poartă numele în primul capitol cel mai cuvază dintre fire săritului. Number one, dacă îmi permiteți actualizarea. Într-o singură zi, când erau împreună la un moment festiv, toți copiii, spune Biblia, vântul lui Dumnezeu a lovit peste casa aceea și când te-ai așteptat ca specialistul știri să spună, m-am uitat, m-am uitat foarte atent și am văzut cum zidurile au căzut pe exterior. De ce? Acolo erau fiii lui Iov, domnule. Culmea, zidurile au căzut pe interior. Câți au murit? Raport, toți. Niciunul a scăpat din zece. Niciunul. Scăpa câte un sclav, doar ca să vină să-i dea raportul, să spună, A fost acolo, oile tale erau și pășteau. Și a venit și praf s-a făcut. Totul e distrus. Din toate proprietățile lui, Iov a rămas cu patru sclavi și cu nevastă să. O femeie care n-a priceput foarte mult din ce se întâmplă lui Iov. Pe o crămadă de cerușă, Sfântul Iov, scrie ceva care să rămână pentru posteritate pentru istorie până azi și Sfântul Iov zice Domnul a dat norocul, nu șansa, nu nu care l-ai prins nu, Domnul e ușor să zici Domnul a dat când ai dar când nu mai ai nimic din ce a dat Domnul mai poți să spui Domnul a dat ce mai zice Sfântul Iov Domnul a luat, nu cancerul nu pandemie, nu satana. Domnul de deasupra, a zis Sfântul Iov. Înainte să fac asta și-a rupt mantia, pentru că a zis, nu mai sunt un om care să prezint interes. Nu mai am credință în societate. Altădată când mă ridicam eu să vorbesc și bătrânii ceau din gură. După mine nimeni, nimeni, nu mai lua cuvântul, gata, s-a terminat. Acum sunt distrus. Dar în genunchi în fața Creatorului. Și după ce am zis, Domnul a dat și Domnul a luat, vreau să mai spun ceva, să audă toți. Binecuvântat să fie numele Domnului. Imediat dia diavolul a intrat în panică, satana cu toate coortele demonice a intrat în tremur. A zis, nu se poate, domnule, am făcut un pariu cu Dumnezeu. Și am zis, piele pentru piele. Ce nu de omul pentru sănătatea lui? Normal că te, bine, că te slujești, a zis satana către Domnul, pentru că l-ai binecuvântat. Uitați-vă despre oamenii lui Dumnezeu și satana recunoaște că Dumnezeu bine binecuvântează. Dar e foarte și că după ce recunoaște asta, deschide o paranteză ca să-i potrivească lui lucrurile. Și a zis, dă mi pe mână și o să vezi că te va blestema în față. Și Sfântul Iov, când nu mai are nici o soluție, când din toate averile lui a rămas cu niște cioburi, și când dorința de a se scărpina pentru că îl mânca pielea și rănile, îi te deau senzația că prin cioburile ascuțite se va diminua rana, dar de fapt se scurgea mai mult sânge pentru că rana se mărea printr-un ciob care lovia pielea. A pierdut tot, dar nu l-a pierdut pe Dumnezeu. A continuat să-i se închine. Dacă vrei să auzi din partea Domnului Facă-ți se cum voiești. Să știi că vor fi momente în viață în care o să treci prin voi atât de adânci încât nu mai pricep nimic. Te rogi și Domnul Iisus, nu ucenicii, nu pastori, nu comitetul, Domnul Iisus nu mai zice nimic. Te testează cerul. Cum reacționezi? Prăbușește-te înaintea Domnului. Și Doamne, atât cât am mai rămas din mine, atât cât mai sunt, Vreau să spun ceva. Sunt al tău. Femeia s-a închinat înaintea Domnului, spune Biblia, și a zis, Doamne, ajută-mi! Dar tu nu pricep că nu vreau să te ajut, că n-am venit pentru tine. A zis, Doamne, n-am altă soluție, nu mă duc la preoți, nu caut psihologi, nu caut terapeuți, nu mă duc la centre de detoxificare, mă duc la Domnul Isus Hristos. Și vreau să spun ceva, aproape de tine, în genunchi în fața ta, prăbușit în fața ta, Doamne, ajută-mi, Doamne! tu rămâi soluția mea, chiar dacă taci pentru mine. Extraordinar. Și măcar acum te-ai așteptat să zică ceva pozitiv, Iisus, nu? Versetul 26 spune, trebuie răspuns. El i-a zis, dacă prima dată o tăcut, nu a zis nimic, dacă a a zis, eu nu, acum începe cu nu. Și zice, nu, nu. No. Este terminat. Prea tot. Și sus continuă spun, Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci. Rețineți expresia, propoziția. Verbul ăsta e ca o săgeată în inima femei. Să-l arunci. Și acum înfiorător. La căței. Nu? No. În cort îl dau. Îl și lovesc în tribunal, gat. Mi-a de... mie că sunt o cățea? O apelativ de sfânt? Ce comparație asta? Ce metaforă asta? Cum vorbești așa cu mine? Dacă ar fi fost în bisericile noastre, ce s-ar fi nervat zora asta? Ar fi rupt ușa repede. Azi că a când te votez. Cum reacționezi femeie? Femeia asta zice, eu nu plec de lângă tine până nu problema. Pentru că în al treilea rând femeia asta a fost perseverent. Versetul 27 spune, Doamne! Să-i dai dreptate lui Dumnezeu când răspunsul lui nu-ți potrivește. Să te uiți la Dumnezeu să zici, da, Doamne, da, Doamne, nu pricep, nu e normal, nu-mi convine. Nu-i după cum mi-am creat eu scenariile, planurile. Să, Doamne, Vreau să spun că tu ești pe tron. Tu ești Domnul. În loc să zic că nu-mi place reacția ta, Iisuse, când Isus începe cu un nu, ea continuă răspunsul ei cu un da. Și zice, da, Doamne, nu da, asta e viața, n-am ce face, asta e situația. Dacă tu așa răspuns tu, dacă de la tine nu găsești soluție, atunci la cine? În loc să se facă irascibilă, să fie extrem de simandicoasă, în loc să aibă reacție de asta de feminism, mișcare feministă, lasă că-ți arăt eu ție, Iisuse. Da, Doamne, a zis femeia. Dar vreau să spun ceva. La noi acasă, nu gradă. Avem un curte un cățel. Lăsați-mă să actualizez ce vreau să zic și eu avind o familie am și o fică, ți-am spus deja, care e demonizată dar vreau să-ți prezint o situație zice femeia asta când noi mâncăm la masă cu familia printre copiii mei sunt unii mai mici și când rup din chiflă ăștia nu se atenți chiar dacă au de toate ca să nu se păteze, nu se atenți și când ei se mai joacă, se mai balansează și rup din pâine, mai cade câte o fărâmă. Și cățelul nostru nu are acces direct să intre în casă, dar când se rupe așa un pic ușa, se între deschide, o deschide cu nasul, o deschide și intră. Și vreau să spun ceva, Iisuse. Cățelușul nostru e mulțumit cu frimiturile care sunt sub masă nu se hrănește din altă parte decât de la masa mea. Și ce a zis femeia? Știu că m-ai respins. Știu că nu mi-ai răspuns. Știu că de două ori mi-ai spus nu. Dar vreau să spun ceva. Nu merit nimic altceva decât o fărâmă din pâinea ta. Și cu alte cuvinte a zis femeia, atâta rămân la masa ta, Iisuse, atâta stau sub masa ta, eu nu merit să stau la masă cu tine. Dar știu că sunt de origine siropeniciană, exit, nu merit. N-am petenit să stau pe scaun când stai tu la masă. Eu să stau sub masă. Și când cade o fărâmă din pâinea ta, stau cu gura la deschis și am mâncat o rapid. Perseverență. Ce mare diferență între ea și Irod Antipa, bărbatul care a avut acces la Irod, la Ioan Botezătorul, predicatorul, bărbatul care era dintr-o descendență irodiană, extrem de importantă, bărbatul care avea Biblie, bărbatul care a avut un tată care atunci când pognea, pognea din degete, rapid veneau cărturarii mari preoți și toți citau din lege urgent. Mica 5 cu 2, Betleeme, frata, acolo trebuie să nască Hristos. Bărbatul care a avut acces la minunile și a auzit despre minunile Domnului. Dar în Luca 23, ascultați și spune Biblia. Irod, versetul 8, Irod când l-a văzut pe Iisus s-a bucurat foarte mult, dar nu-i suficient. De mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și ne să-l vadă făcând vreo minune, dar nu-i suficient asta. Versetul nou mă înfioară. Irod Antipa, lui Iisus, nu unui ucenic de-al lui. I-a pus multe întrebări. Dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Ce faci? Pe Irod să spunem, îmi dau jos mantia de pe mine, mă cobor de pe tronul meu, mă cobor de pe scaunul meu, tetrarhul Galilei sunt. Eu sunt un număr unu în zona Galilei, de unde e acest galilean Iisus Hristos. Dar de data aceasta, mă duc în prezența lui, în în înaintea lui. Mă prăbușesc cu toată ființa mea. Renunț la aer, la epolez, la gânduri, la idei, la favoruri, la merite. La cine mă cred eu? Renunț în prezența lui Hristos. Și vreau să-l pun pe el pe tron, pe Hristos. El este regele regilor. El este Domnul Domnilor. Chiar dacă pierde tot, îl vreau pe Iisus. Din contra, zice Biblia, că a acceptat un compromis și culmea că decizia de a-L condamna pe Iisus la moarte a adus și că împăcarea lui Irod cu Pilat. Că Iisus și în ultimele ore de viață îi pe oameni. Ce trist pentru Irod, că s-a dus în iad. Nici Irod nu merita. Și dacă el merita, merita un pic mai mult. Avea mai multe acce, favoruri, avantaje decât femeia asta. Dar femeia a rămas lângă Hristos. Și a zis, da, mă mulțumesc cu fărmiturile din pâinea ta care au aceeași capacitate și conținut și valoare ca pâinea întreagă. Rămân lângă tine orice s-ar întâmpla. Doresc din toată inima ca rugăciunile noastre să fie ascultate. Doresc să nu cedăm când momentele dificile ne spun renunță la închinare, renunță la biserică, renunță la Dumnezeu, renunță la prezența Domnului, renunță la Biblie, renunță la credința în Dumnezeu. Și să auzim și noi ca femeia aceasta. O femeie, o bărbată, mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. Așa să facă Dumnezeu cu toți. Amin.